de la 1 la 3, iar tu te conectezi telepatic cu partea subliminală a lui Igor. 1, 2, 3. Da, îl văd. Este el, avem și acordul sufletului. Îl văd agitat și repezit și grăbit. Mereu în acțiune, mereu trebuie să facă ceva. E în energetic sau într-o viață? Sau în fizic? Este în energetic, dar văd că face punte cu viața trecută, în care trebuia să fie mereu în acțiune, în activitate, ca să poată să câștige suficient pentru el și familia lui. Unde e viața asta? Experiența aceasta? Rusia. Rusia? Da, graniță cu Lituania. Da. Aici văd la munca câmpului, ceea ce nu prea îi plăcea, l-a obosea foarte tare. Câți ani are? Dar era nevoit. Aici are 27. Bărbat? Da. Muncea singur sau avea o familie sau părinții, cu frații, cu cine muncea aici? 1836 mi-apare. Da. În general era singur, dar câteodată mai venea soția și fiul cel mare. Care avea 13-14 ani. Păi, îl făcuse la 13 ani? Da. Să fiu mare? Cum așa? Foarte repede. 14 ani, ok. Și soția? Câți ani are? Un an mai mic decât el. Mai mică. Da, ok. Și ei ce erau? Sclavi? Nu, erau pe terenul lăsat de părinți, a părinților. Pe un teren al lor, erau țărani liberi, da? Da, și mai aveau încă 3 copii pe lângă acestea, deci 4 copii în total. Ok. Văd un fel de vinovăție pentru că consideră că și-a făcut-o cu mâna lor. Adică această situație de adică nu vede o portiță de ieșire decât să accepte situația așa cum este. Asta că e. Că și-au făcut-o cu mâna lor în ce sens? Că s-au căsătorit prea mici și-au făcut și copii, 3, și că asta e situația cu trebuie să meargă mai în față, da? Da, mai departe așa cum este și să accepte situația. O constrângere pe care ei o simt, dar din care nu poate să iasă și pe care trebuie să o accepte așa cum este. Bine, și ce iar în viața prezentă, în energetic, a fost ca o lecție pentru el acea viață, așa văd că o percepe sufletul. A făcut punte ca să fie o lecție, ca să fie... nu mai repete ce a fost acolo? Da, ceva ce să-și aducă aminte și să aducă în prezent lecția. Deci nu suferința, văd, a vrut să o aducă în prezent, nu toată acea greutate și reproșurile, ci ceea ce trebuia, să evite, să nu facă. Exact.
Adică să nu repete căsătoria de copii, de copil și să aibă copii de vreme, da? Și ca să nu accepte compromisuri de doile, adică nu de doile, pardon, adică să nu se complacă și să lupte pentru o poziție mai bună și pentru o stare mai bună. Asta am dat de înțeles. Poziția și starea referindu-se la cine? La el și familia lui. Da, vis-a-vis adică de ei să aibă o situație societate. Da, să aibă o situație cât de cât bună și să... Asta văd că aduce în prezent de acolo. Bine, dar adică și în prezent lecția. Muncește la fel de mult și se pierde în muncă. Asta Da, ce dar... am înțeles. Da, dar am înțeles măcar să muncească ceva ce se aducă oarecare satisfacție, oarecare câștig mai bun și totuși să nu obosească atât de mult. Adică munca pe care o face să-l împlinească. Să nu se simtă istovit, să nu se simtă obosit și epuizat, ci totuși în momentul în care el merge la locul, se simte bine, se simte energizat, îi place, face Bine, plăcere, când se face o simte muncă care îi relaxat. place și când nu mai Da. face o muncă fizică Exact. Da. atât de grea continuă, da? Da, De da. săpate, ce făcea acolo, da? Și Și asta e tot o muncă apropo de fizică. întrebarea soției care a spus că de ce merge atât de des la lucru, de ce îi place să meargă la lucru și nu prea, adică percepe ca și cum mai mult îi place la lucru decât acasă cu ei, îi place ceea ce face, îi place foarte mult. Și se simte bine, se simte energizat, se simte în elementul lui. Deci el se relaxează la lucru. Pentru el munca asta e o relaxare. Ce grad de conștientizare are partea subliminală? 4, 5, chiar și 6 câteodată. În funcție de Asta îi vine din starea lui. starea lui emoțională, că e bună, Da. da? Da. Și filozofează mult. Am înțeles. Da, îi place să se simtă bine și să aducă lecții, să aducă informații din care să învețe. Cine? El. Și învață? Ce învață? Că filozofează mult și prost. Nu. Nu neapărat. Filozofează pe ceea ce el a înțeles. Adică ceea ce e important pentru el. Ceea ce îl face pe el să expandeze în conștiință, ceea ce consideră el că e ok pentru el. Pentru fiecare suflet, fiecare informație, poate să însemne altceva. Și poate să le ajute sau să nu le ajute. Aceeași informație. Pentru el, ceea ce el știe, cunoaște și ceea ce consideră el ca informație bună pentru el, chiar îl ajută. Dar probabil că pentru ceilalți nu e la fel de importantă informația, dar pentru el este. Ia, hai să canalizăm acest. Cum? Această personalitate. Să o canalizăm și să vedem ce ne spune. Ce îl ajută pe el? Să crească în conștiință și să se simtă bine și în pielea lui. Da? Da. Personalitatea. Bine, sufletul. Hai să vedem ce sufletul canalizează. Foarte bine, Ela. Deci partea subliminală. Măr de la 1 la 3 și lași să vorbesc. Partea subliminală. 1, 2, 3. Bună, Igor. Bună. Sunt Eleonora, împreună cu colega mea. Bine, ne-a cerut, să vă cunosc. Da, suntem aici, să stăm puțin de vorbă. Avem și pe soția ta. Tu ai niște fizică. Da. Partea fizică o avem cu noi aici. Da? Soției mele. Da, și partea ta fizică a vrut să vină, numai că n-a putut să stabilească conexiunea. Nu e o problemă. Aici, deci până acum am auzit ce mi-a spus Ela,
cum că tu ești mulțumit de tine, de realizările tale în această viață, pe ne-ai arătat cum ți-ai făcut o punte cu viața aceea în care ai înțeles că nu mai vrei să muncești atât de mult în acea muncă care te istovea. Păi dacă tot muncești ce-ți place. Și acum ai schimbat munca, ai găsit ceva care îți place în viața aceasta și ești, da, muncești tot la fel de mult, că pe acasă nu prea stai, mai mult nu muncești. Nu contează. Dar măcar faci ce îți place, da? Păi. Și dacă faci ce îți place, cum crești tu în conștiință? Prin starea de bine. Prin starea de bine. Și prin filozofări, ce filozofezi? Cu ce te ajută, ce filozofează partea ta fizică? Cu ce te ajută pe tine să crești în conștiință? Pe ceea ce eu am înțeles. Partea ta fizică vorbesc. Filozofează, da, nu tu, partea subliminală. Că partea subliminală... E tu... tot una. Nu e tot una. Partea fizică sunt eu. Eu sunt partea... Ești tu, dar nu ai aceeași conștiință și conștiință. Partea subliminală nu are partea aceeași fizică conștiință. E un pic filtrată, da, dar ceea ce o face pe ea fericită mă face și pe mine. Mă înțelegi? Asta e un lucru bun. Nu? Mă bucur să aud. Da? Și deci ce filozofează partea fizică? Despre ce? Viață, importanță, da, lucruri, da, sarcini. Dar filozofează mai mult după ce are bea un păhărel de alcool. Vine, aia, de la aia te referi tu? Mm-hmm. A filozofit? Atunci îl apucă, o apucă pe partea ta fizică filozofatul. A, și spui că sunt prostii pentru că nu-l înțelegeți. Mm-hmm. Eu nu dar știu nu înseamnă ce... că nu spune lucruri faine. Spune lucruri faine, nu? Mm-hmm. Ce-ți place? Da. Ce spune, da? Ok, dar și îți place și... așa, vibrația aia alcoolului pe care îl ingerează? Nu prea de ce să fac el, dacă aia face lui plăcere, nu are decât. Tu suporți. Nu e atât de nasol ca la alții. Păi de unde știi cum e la alții? Îi văd. Ies din corpuri, intră alții. Da, și tu de ce nu ești? Nu sunt voie să ies. De ce tu nu ești din corp? Nu e atât de rea vibrația. Adică tu poate ești o parte subliminală obișnuită cu vibrația aceasta. Ai mai trăit și în alte corpuri? Nu, bea atât de mult încât să scadă atât de mult vibrația. Bea mai puțin. Da. Bea mai puțin pentru că se îmbată repede. Păi el bea 2, 3, 4 pahare, alții beau 10, 15, 20. Vezi diferența. Da, dar de ce se îmbată el așa repede? Două pahare, un pahar. Dintr-un pahar. Păi e mai bine să bete repede decât să bea mult și să ies din corp. Mai bine să amețească repede. Dar eu te întreb de ce? Care-i cauza? Nu duce corpul lui mai mult. Se împrăștie repede alcoolul peste tot și le amețește. Ai văzut ce corp mic are? Am văzut. Dar care e diferența? Că unii duc 10-15 pahare până se împrăștie alcoolul și alții duc niciun pahar și se împrăștie alcoolul. Metabolismul rapid de... împrăștie foarte repede alcoolul. Metabolismul lent îl împrăștie mai greu. Și cine participă la metabolism? În corp. Și determină să fie rapid sau lent? Ce funcții? Ale căror organe? Digestia și arderile. Digestia. Da. Metabolismul ține de digestie. Ok. Deci tu nu ești nevoit să ieși din corp parte subliminală, no, că stai bine, da? Da. Și și place ce vorbește Igor. Da, îmi place. Oh, e comic. Deci, de ce? Da. Am găsit o, să zicem, o simbioză extraordinară între mintea corpului fizic și parte subliminală, da? Legat de alcool, în condiții de consum de alcool. Nu e chiar o simbioză, că nu-mi place, dar suport ce face, că nu e atât de mult și grav.
Bine, trecem și peste asta. Și ție îți crește chiar vibrația. Da? Nu că îmi crește vibrația. N-am spus asta. Acum. Îmi crește vibrația când el e fericit și împlinit. Mai ales în munca lui, nu când bea. Da, doar alții nu leacă pe loc. Mai bine. Și că, foarte bine. Și dacă nu-ți face plăcere că, când bea, de ce nu iei măsuri, nu faci ceva? Nu-i transmiți minții fizice? Are programe mentale care nu mă lasă să acționez. Sunt bine implementate. De cine le-a implementat programele astea? Mentale. De-a lungul timpului, de-a lungul creșterii, de-a lungul copilăriei lui, exemplelor pe care le-a văzut în viață. Îi se pare normal și toată lumea face și el. Am înțeles. Dar am o curiozitate eu. Alcoolismul se transmite genetic? Depinde. Prin indivizi, prin genetica indivizilor? Pentru că eu am văzut, în practică am văzut. Unici părinți și copii. Asta s-au luat programele prin imitație, că copiii au văzut de mici ce se întâmpla în familie și au imitat. Mai degrabă, program indus și implementat decât prin genetică. E un obicei pe care îl capeți. Dacă și copiii îl copiază? Copiii copiază tot ce vede la părinți. Mm-hmm. Se pare că ceea ce face un adult este ok și atunci copiază. Dar nu au. De obicei, adulții nu prea fac ce e ok. Mai inteligenți sunt copiii decât adulții câteodată. Sunt, dar vieții copiii, ei nu au alte programe. Păi chiar de aia sunt mai inteligenți. Și atunci de aceea copiază tot ce văd. Da? Și de aceea aceste entități cu care noi conviețuim, pe asta se bazează. Da, și nu vă lasă să fiți conștienți de ceea ce faceți pentru copiii voștri. Din contră, vă face să considerați că cei copii n-au conștiință și că nu știu ei. Dar, de fapt, ei atunci învață tot. Păi, absorb tot. Da. Și vă lasă să fiți conștienți ca să programați greșit copiii. Conștiință n-au. Și atunci copiază ei ca să-și capete, să poată să acționeze în lumea asta, trebuie să implementeze niște programe care le implementează marea majoritate prin lăsând cele care vin prin ADN de subsistență, de ce mai este, dar marea majoritate prin copiere, da? De unde le copiază? Din familie. Da. Și asta este ceea ce entitățile au programat ca și dezvoltare perpetuare a la speciei umane. La ce entități te referi? Ăla din... Când spui entități. Păi, cele care se ocupă cu... Eu mă refer la îngeri. Eu mă refer la toți care se ocupă cu încarnările, care au creat și modificat, de fapt, care au modificat aceste corpuri de oameni, care să atragă suflete. Ca tine, ca mine, toți suntem suflete. Unii, că mai sunt unii și care nu sunt suflete. Dar și îngerii fac parte dintre ăștia care spui tu. Păi, știi? Vrei să vedem dacă fac parte sau nu? Eu zic că să putem să verificăm. Dar știu că fac. Știi? Da, ți-am spus acum că și îngerii fac parte dintre ei. Eu am crezut că a fost o întrebare, nu o afirmat. Nu. Păi și? Ce tu ai venit? Cine te-a ajutat pe tine? Cine ți-a scris scenariul să vii în experiență? Unul dintre îngeri. Înțeles. Păi și dacă știi că sunt toate entități și că nu urmăresc interesul părții subliminale, de ce e de cel mai accept pe înger să vii în scenariile lui? Ca să vadă, să-l pună la probă. Ce probă? De viață. Da? De ce? Cum trece peste ele. Conștiința are nevoie de probe ale entităților? Așa consideră. Conștiința vrea să facă experiențe. Cine consideră?
Îngerii. A, îngerii, credeam că tu consideri. Și dacă îngerii consideră și tu nu consideri, de ce le accepti? Le-ai mai acceptat scenariile? Câteodată, da. A, de ce? Pentru că Câteodată tu nu accepti și te-ai păreau prins. Interesante unele provocări ale lor. Altele nu. Bine, acum cu tu cu cine? În scenariu cu ei venit în experiența aceasta. A lor. A lor câți, te întreb? Cui? A îngerilor. Câți? Doi. Doi Tot îngeri timpul ți-au sunt scris ce? doi. Da. Tot timpul sunt doi. Și În aici orice. Când ești în experiența fizică și la consiliu și în eteric și în fizic și peste tot, ăștia nu te lasă. Ei sunt păzitorii, îngerii păzitori. Păzitorii scenariului lor, da? A ta, a tăi, a tău, a cum vrei tu. A tăi, păzitorii tăi. Păi da, păzitorii tăi, ca tu să faci ceea ce ei au scris în acel scenariu în care tu ai venit, ca și actor. Sau să-l modifice, depinde, nu tot timpul scenariul poate fi cine să-l respectat. Modifici? Da, cine să-l Tu modifici? sau ei. Te las pe tine să-l modifici ei? Nu încotro. Că asta păzesc ei, asta păzesc, să nu cumva ca tu să îl modifici în interesul tău. A, că dacă îl modifici, modifică alte entități, atunci sunt de comun acord cu ei. Dacă tu îl modifici în interesul tău, ei se bucură că ai învățat ceva. Serios? Mm-hmm. Și tu vrei să modifici în interesul tău? Păi l-am modificat în interesul meu. Când? De mai multe ori. Viața aceasta? Și în aceasta și în altele. Ei, în asta, ia să vedem când ai modificat. Scenariu. Când am modificat, încă mi-a tău. La nevastă. De ce? Nu aveai scris în... Nu pe ea. A, n-aveai pe ea, dar pe cine aveai? Pe alta? Da. Și n-ai vrut-o pe aia. Mm-mm. De ce n-ai vrut? Ce făcea? L-am simțit-o că e bună. Ah, pentru mine. Pentru tine. Oh, ok. Și? Ai schimbat nevasta, da? Am luat ce-am vrut eu. Okay. Ce-am simțit eu. Că mi-e bine mie și că apoi? Pot să trăi și iubi. Și apoi? Când ai mai schimbat? Când a fost mic odată, dar nu mai țin minte exact. Da. Aveam 7 ani. Așa. Și atunci am schimbat. Uite, număr de la 1 la 3 și vezi când ai schimbat. Vrei să-ți amintești? Îți amintești Dar imediat ce dacă importanță număr eu. Mai are? Păi să vedem că, uite, are. Pentru că tu așa știi că și înțelegi că poți să schimbi scenariul oricând vrei. În interesul tău. Păi Ia să ne dacă uităm. tu ești conștient că tot ce se întâmplă e coordonat de cineva, de ceva, și tu hotărăști că nu mai vrei să fii coordonat și îți asculți inima, nu mintea, și știi să-ți asculți inima și știi că ceea ce spune inima ți este mai bun, mai favorabil, e simplu să schimbi. Cum ai reușit tu să Întotdeauna se schimbi? spune, gândești cu mintea sau cu inima? Dar oamenii sunt obișnuiți să gândească cu mintea, pentru că spun că e logic, e rațional Dar și cum ai aici făcut tu la totul 7 ani? are. Aveai 7 ani, partea ta fizică, 7 ani. Cum ai făcut tu să schimbi scenariu? Bine. Ai făcut ce ți-a venit din inimă, ce ai simțit? Asta încerci să-mi Da. spui? Da. Hai, uite, mergem acolo să vedem ce ai schimbat tu la 7 ani. Ce ai făcut, ce ți-a venit din inimă. 1, 2, 3. Ia să vedem. Ce ai schimbat? Vorbesc cu Igor de 7 ani. Ce faci, Igor? Igor? Ce n-ai? Și ce faci? Dur? Patru. 4? Ai 4 ani? Da. Păi,
Și ce se întâmplă aici, la 4 ani? Ceva semnificativ vrei să-mi spui aici? Nu plec cu mătușa, stau cu mama. De ce vrea mătușa să pleci? Unde să pleci cu mătușa? Nu știu, mama mi-a spus să plec cu mătușa și nu vreau. A, nu vrei. De ce nu vrei? Că nu vreau. De ce nu vrei? Ia să vedem ce te face să nu vrei. Nu vreau. Păi ce? Care e motiv? Ierea. A, era mătușa aia? Da. De aia să vedem. Poate ai văzut tu ceva, altceva? Cum ai văzut tu că era? Simt. O simt. Ai simțit energia? Da. Așa, nu și apoi? Nu mă iubește. Nu te iubește. Și dacă nu te-ai iubit, tu n-ai acceptat, da? Și mama n-a putut să mai facă nimic, da? Nu. Ai rămas cu mama. Uh-huh. Și la 7 ani? Uite, număr încă o dată. Am mai încercat o dată. Am încercat o dată. Bine. Și acum număr de la 1 la 3 și vorbesc cu Igor. De acum. Matur, da? 1, 2, 3. Igor. Da. Am văzut, da? Că ți impuneai voința, da? Da. Foarte bine. Că ți impuneai voința. Da? Da. Dar acum aș vrea să ne uităm. Uite, când ți-ai schimbat nevasta, da? Când ai luat-o pe care era scrisă în scenariu și ți-ai luat-o nevasta care ești acum și ai copilași și familie și e cu noi. Vreau să fac, uite, fac un ecran și acolo îți proiectez ce s-a întâmplat în plan energetic. Când tu ai schimbat. Ai schimbat scenariu. Poate s-a am devenit mai fericit. Ai devenit mai fericit. Da, uite-te tu pe ecran. Ce se întâmplă? De ce ai schimbat un scenariu? Și ce s-a întâmplat? Ce au făcut îngerii, vreau eu, mă interesează. Ce au zis îngerii când tu ai schimbat? Și numărul 1, 2, 3 și te uiți pe ecran. Vezi în plan energetic. Tu ai devenit mai fericit. Îngerii cum au devenit? Agitați. Aoleu. De ce? Am întrezit. Și? Dacă s-au agitat, ce-au făcut? Și-au dat palme unul altuia? Nu știu. Păi uite-te la ei. Întreabă-i, de ce sunt agitați? De ce să-și dea palme unul altuia? S-au păi, agitat, dacă s-a agitat... A spus că nu ascult. Și că e greu de controlat omul ăsta. Ei ți-au spus? Sau între ei? Văd. Acum vorbesc între ei. Așa. Ce mai zic? Ia să vedem. E greu de ești trebuie greu. Să deturneze lucrurile. Cine trebuie să le deturneze? Ei. Așa. Și că ce se sens? Ducă... Să ducă totul cât de cât într-o linie constantă. Așa, celelalte vezi? Lucruri. Da. Greutăți, poveri. Poveri, să trebuie să mai aducă în plus. Să, ca să echilibreze balanța, da? Mm-hmm. Dar de ce oare să aduc greutăți în plus? Adică ce? Spune-le, ia întreabă-i. Păi stați fraților. Ca să le pot da plata, spun. Plata? Păi spune-le, eu sunt bucuros. Ia uite ce am făcut eu schimbarea asta, mă face fericit. Spus că bucuria mea nu aduce plata lor. Nu aduce plata lor, dar ce aduce? Ia întreabă-i. Nimic bucuria ta pentru ce ei. Le provoacă? Nimic și dacă bun e bucuria ei. Ta sau supărarea ta, ce treabă au ei? Să-și producă și ei bucuriile, supărările, ceea ce doresc ei, nu pentru pot, ei. Că da? Nu pot. Așa, și noi ce treabă avem noi cu ei? Adică de ce noi nu putem să ne bucurăm și să ne facem scenariile, ceea ce noi dorim? Că trebuie să ne dea ei voie. Și dacă nu, dacă ne-am făcut ceva, cum ai făcut tu, pe cont propriu, atunci ei trebuie să aducă greutăți. Ca să și voi cu mine, ia spune-te. Ce plată? Care plată? Ia, cine vorbește aici? Vorbește unul sau amândoi? Unul dintre ei. Ia, lasă-l pe ăla să vorbească acum. Număr de la 1 la 3 și lasă-l să vorbească pe ăsta, pe vorbăreț. 1, 2, 3.
Bună, îngere! Tot ce mai vrei. Nimica. Uite, stau aici de vorbă cu partea subliminală. Și uite-te ce spune partea subliminală. Ai auzit, da? Cât și-a schimbat scenariul și și-a luat nevastă un suflet care l-a făcut bucuros pentru că se iubesc. Voi ați intrat în panică și ați schimbat scenariul, să aduceți greutăți, că trebuie să plătească. Ce să plătească? Păi ce, voi de ce nu vă bucurați? Dacă un suflet ăla care vă ține pe voi în spate, vă dă papa, se bucură, înseamnă că poate să vă dea mai multă papa. De ce nu primiți energia bucuriei sufletului și dați greutăți, poveri? Asta nu-l învață nimic. Cine nu-l învață? Bucuria. Bucuria nu-l învață nimic? Nu. Îi aduce doar o stare de moleșală și complezență. Serios? Și ce stare trebuie să aibă? Adrenalină multă? Suferința vă învață lucrurile. Suferință și adrenalină multă, da? Să ne țină jos în vibrație. Asta vă învață, da? Lucrurile. Ca voi să păpați. Sunteți aici. Să voi păpați vibrațiile astea. Bucuria nu vă place. Nu? Bucuria nu vă place. De ce să stea un suflet bucuros? Că poate să plece sufletul ăla. Poate să se ridice, să crește vibrația și pleacă. Ați rămas fără papa. Ia spune asta. Spune-i sufletului cum stau lucrurile. De ce trebuie? De ce nu vreți voi bucuria sufletului? Păi că știi deja. Păi eu știu. Spune-i sufletului în față. Sau spus tu. Te-am. I-am spus eu, dar vreau să-i spui tu. Nu, n-am să fac asta. De ce n-ai să faci? Nu vreau. Uite, am să scriu aici titlul, această frază. Ca să vadă toate sufletele care urmăresc sesiunile acestea. Pe asta nu o să ți-o vadă nimeni. Pe asta nu o să ți-o vadă nimeni. De ce nu o să o vadă nimeni? N-am să permit. Serios? Ce să-i faci? Ce-i faci tu? Cum n-ai să permit? Să vezi. Ah, nu mai spun. Fii atent, uite ce titlu am scris. Bucuria sufletului. Și o să-l scriu. Bucuria sufletului, liniuță, supărarea îngerilor. Iaca. Îți place titlul ăsta? Da, îmi place. Ai văzut? De aceea. O să-l vadă. Dar nu o să ți-l citească nimeni. Serios? Ia să vedem dacă îl citești. Hai să facem pariu. Hai. Nu fac niciun pariu, că nu fac pariu cu entități. Da? Pariu cu, nu fac pariu cu nimeni și nici cu entități. Da? De ce? Nu e sigură pe tine. Sunt foarte sigură, dar nu fac înțelegeri. Pariuri, înțelegeri, permisiuni. Nimic cu entitățile și cu nimeni. Ce zici? Chiar și înțelegerea. Foarte bine faci. Chiar și înțelegerea cu persoana care cere o sesiune și eu și colega mea o anulăm. Bine faci, bravo. Da? Ai văzut asta? Să te aplaud. Nu, dar ai văzut asta? Știai că anulăm tot? Am văzut. Ai văzut. Bine. Ce zici? Poate de acum încolo ai să fii și mai supărat. O să stați mai mult voi în supărare, pentru că sufletul ăsta, uite, o să vrea să-și creeze momente de bucurie de acum. Dacă creștem, creeze, dacă creștem, conștientizare, discernământ și vibrați. Să crească. Avem momentele noastre în care ne bucurăm de el. Ne bucurăm noi, nu el. Da? Când vă bucurați voi? Când dați multe sarcini? Când v-ați bucurat voi? Ia să vedem. Când l-ați pus să urce la volan băut și a făcut accident acum câteva luni? Cine l-a pus să facă asta? Oare cine? Oare cine? Uite, acum pe ecranul acela, pe ecranul acela care i l-am făcut, o să vadă partea subliminală. Cine l-a pus să se urce la volan? Cine l-a pus să bea și să se urce la volan să facă accident? Poți să arăți ce vrei tu. E, asta îi arăt. Uite. Poți să arăți. Da. Ce?
Cine i-a dat acest, l-a încurajat? Cine îi dă programe cu acest viciu? Care îi se pare și bun. Părțitiv. Normal că îi se pare bun. Așa l-am implementat. Voi, de când la, de la ce vârstă? Nu o să renunțe ușor la el. Da, de la ce vârstă? De mic. De la ce vârstă e? Planetat acest program. De mic. De mic. L-a învățat, l-a văzut. Mm-hmm. Îi place, e normal. Da. Bine, număr de la 1 la 3. Și mă lași cu el la 1, 2, 3. Deconectează-te. Scoate afară reziduri. Taie stringuri. Da. Și acum să vedem sufletelul. Ce părere are? De influențele lor? Nu bune. Și am vorbit de dialog, care oricum e un... Da, nu a fost unul care să își asume ceea ce face, să recunoască, adică. Ce a fost unul? Nu recunoaște, da. Da, a fost unul care se înțelege, să înțeleagă, să vadă. A văzut pe ecranul ăla când a început să acționeze, să-i impregneze programul? Da, de la 14 ani, cam așa. Poate și mai repede, văzând obiceiuri. Văzând. Păi asta zic, obiceiurile mai repede, da. Cred eu. Așa. Și a văzut a cui mână este? Cine face aici? Cine face acțiuni în sfera energetică a sufletului? Da, cine le orchestrează, da. Cine le orchestrează ca să se întâmple? De ce nu au fost bucuroși când și-a schimbat nevasta? Adică n-a luat-o pe aia care era în contractul făcut de ei? Cea cu contractul era o căsnicie eșuată, ar fi fost eșuată și ar fi fost plină de suferințe și frustrări. Și iar sufletul a ales altceva. Iubirea. Să simtă iubirea și poate că așa nici nu a căzut atât de rău în celălalt, în viciu. Da, exact. Și acum sufletul ce zice despre îngeri ăștia? Mai vrea să stea cu ei? Poate nu mai vrea. Dar ce poate că, să facă dacă... că nu știe cum să scape de ei, spune. A, nu știe cum să scape de ei? Și nu știe dacă poate să scape cumva de ei, pentru că ăștia au un rol bine determinat și vor veni înapoi. Serios? Va veni dacă el le va permite. Că dacă nu le mai permite, îi reneagă. În primul rând să-și taie. Hai să-i dăm o sferă de informații. Cu informația la sufletului. Să vadă cum scapă de ei. Cum se scapă de ei. De orice entitate. Da, îi facem. Da, și să, cu tot ceea ce noi știm, ce am văzut, ce am înțeles din aceste sesiuni și cu toată conștiința, cu toate amintirile din conștiința lui. Da, primește. Asimilează toată informația. Mi se pare foarte bună, foarte importantă. Da. Lucruri pe care nu le știa. Nu le înțelegea. De ce să nu le fi știut? Ce explicați? Pentru că acum crede că îl blocau spre anumite informații. Le făceau să afle doar acele lucruri care nu-i afecta pe ei prea tare. Și care, da. Sau să le simtă. Care le convenea. Dar totodată era și bucurie, fericire, dar și acele momente de melancolie în care el începea să bea și avea acele stări de amețială. Anula tot ce bucurie avusese înainte, da? Ținea cumva în echilibru îngerii aceștia, energiile și pentru ei. Da, asimilează tot. Așa. Are acolo informația și dacă vrea să rezolve cu ei și cu alții, în primul rând să-și facă o rază. Toți vrea. Pentru că acum vede și alte vieți. Păi asta.
în care vede alt tip de entități, alte forme și presupune că în acele vieți aceia au fost ghizii și îngerii lui. Îi vede pe toți cu forma reală și nu se sperie. Nu se sperie. Îi știa? I-a mai văzut? Adică îi avea? Era familiarizat cu forma lor. Da, îi știa. Din astral. Da. Adică atunci când nu avea corp fizic, când nu avea corp fizic, îi vedea cu forma reală? Da. Păi și de ce mare majoritatea sufletelor nu îi văd în astral cu forma reală și îi văd cu forma a ceea pentru ce îi cred? Au acele credințe limitative. Își eliminase de multe aceste credințe limitative, spune. Care îl făceau să-și pună acele valuri pe ochi. Dar el mai are acele valuri pe ochi. Pe el e mai greu să îl se manipuleze mintea ca să vadă hologramele lor create de ei. Da. Bine, să tai legăturile cu oricine și orice. Spune că a blocat orice interferență în astral a imaginilor lor. Că de aceea îi vede cu forma imagine adevărată. Da. Când a făcut asta? Când le-a blocat orice? Numai cu 6-7 vieți. Și de ce a făcut asta? Pentru că și-a dat seama că vede o imagine care nu are nicio legătură cu vibrația pe care o simțea, cu faptele lor și cu vorbele lor. Și întotdeauna spune că din acel moment a cerut să vadă adevărul. Am înțeles. Adevărul, adevărul, adevărul și până la urmă i-a apărut adevărul. Aha. Și de atunci, de fiecare dată cere să vadă adevărul pur. Păi și dacă a cerut să vadă adevărul, de ce a mai acceptat contractele? A cerut numai în ceea ce îi priveau pentru ca imagini? Că, de ce a mai venit în contractele lor? Da, a cerut în ceea ce privea ca imagini. Ca imagini, nu și-a dat seama mai dar departe. Și-a dat seama pe urmă că în contractele în care intră, în încarnările care intră, are de învățat lucruri și i-a plăcut acest lucru, dar totodată unde îi se pare lui prea greu să poată modifica din conștient. Și și-a pus acest program. Acolo unde lucrurile devin mult prea grele, mult prea urâte, să conștientizeze singur și să schimbe. Pe bunul lui plac. Ziceam să taie stringurile, tot ce aici ce are, cu oricine și orice. Da, le taie. Pe viața asta. Și cine, ce entități erau? Ăștia doi îngeri? Da, Mantida și mai este un lux care mai mult privește, mai mult. Da? Își ia cotă parte, dar nu prea făcu mari, mari, mari acțiuni. Da? Nu pălăvrăgea luxul? Nu. Nu luxul pălăvrăgea? Mult și prost? Nu. Nu? Nu, îngeri. Bine. Ei se bucură de tot. Cine? Îngeri. Ăștia, îngeri. Da. Ok, a tăiat și să-i blocheze pe toți. Da, i-a blocat, i-a înghețat. Așa. Hai să vedem la implanturi, dacă sunt. Da, la urechi. Cap, ochi. Ochi e ceva transparent doar. Dar care ce face? Și stomac. Distorsionează? Parcă e un fel de protecție. E un fel de protecție. Nu, și unde mai avea? La stomac și unde la mai intestine. Avea? La intestin. Da. Ce are la stomac și intestine? Pentru că aici aș vrea să ne uităm. Ca o peliculă, pe pereți. Pentru că nu se îngrașă, e prea slab, ne zice. Da, este ca o peliculă pe pereți care nu lasă să se metabolizeze, cum să fie absorbite toate substanțele nutritive în corp și se elimină foarte multe din ele, nu asimilează.
Așa a fost, așa e de când sunt puse aceste implanturi pe ligură. De mic? Da, de la 8 ani. Ok. Cine a pus? Îngerii. Îngerii? Da. Păi de ce a pus-o? Ăștia ce au? Au interes să nu asimileze? Să nu devină să prea greutate? Puternic. Am înțeles. Și prea Puternic. Încrezător în el. Am înțeles. Deci trebuie să-l țin așa mai slăbit, să zicem, ca și forță vitală. Da. Să nu prindă prea mare încredere în el. Da. Ia, se aude sufletul? Da, aude. Aud. Păi da, zice, totdeauna mi-am dorit să fiu mare și tare. Așa. Și nu sunt, sunt firau, zice. Da. Aici observă, da? Că au vrut să-i scadă stima de sine. Da. Și foarte bine, Ela. Hai să vedem. O interesează câte experiențe casc mult și nu știu de ce. Adică ce eliberez? Supărările și tristețile lui. Da? Mm-hmm. Ai, bine că le eliberăm și așa. Într-un fel, da? Câte experiențe ai avut ca om în, pe pământul 3D? 438. A avut și pe pământul 4D, 5D? Da, aici au avut mult mai multe. Aici au 683. Deci în pământul 4D? Da, experimentat cel mai mult. 683 sau cât ai zis? Da. Așa. Mult aici. Pe 5D a fost? Pe 4D. În 4D. Nu, n-a fost. S-a născut în 4D. Și este un suflet pământian. Da? Deci s-a născut în... Ai zis, s-a născut pe pământ. În 4D-ul pământului, da? Da. Deci este un fragment din spiritul... Din pământului. Spiritul pământului? Da. Da? Da. Iau. Ok. Da, foarte interesant. Și îl văd foarte conectat cu pământul, cu munca în sine, adică tot ce ajută la construirea pământului, civilizației, tot ce ține și de protecția pământului, deci e un suflet născut pe pământ, din pământ. Ok, dar uite că munca s-a pământului nu prea a plăcut în viața aceea. Pentru că îi se părea istovitoare, prea obositoare. Da. Dar în alte vieți a muncit cu, da? Plăcere. Cu plăcere, când avea lângă el multe persoane dragi și simțea că totul merge ușor. Uh-huh. Dar când a fost singur, s-a simțit singur, istovit și obosit. Foarte bine. S-a, deci a, e spirit din, ca spirit e, s-a născut, e o bucată din spiritul pământului, apoi a intrat într-un corp în 4D, da? Spiritul, da. Conștiință din pământ. Și da. Ce corp a fost? De Atlant sau cu ce a început? Da. Direct ca om în 4D? Da, Atlant. Da? Ca Atlant. Da. Deci nu a trecut prin celelalte regnuri? Nu. Nu, pentru că deja le cunoștea, vine din conștiința vine de pământului. Acolo. Da. Câte spirite din acestea are pământul fragmentat? S-a fragmentat? Are între 1.300.000 și 1.500.000. Oscilează pentru că unele pleacă și se nasc altele. Unde pleacă? Deci unele pleacă? Se eliberează. A, unde se duc? Că asta, cum asta vreau să spun următoarea. În 4 și în 5 de. Da. Și nu se mai pe acolo? Da. Și? Da. Mai departe? Nu se găsesc merg pe alte planete. Da. Merg pe alte planete de 3 și 4 de, da. Da. Deci încep să exploreze. Pentru că se fragmentează pentru tocmai pentru a descoperi și alte planete, adică lumi, și pământul vibrații. Face asta. Da.
Dar din păcate ele ajung în 34D, adică nu se duc mai sus, cel puțin. Depinde de conștientizare. Dacă câștigă suficientă conștientizare, experiențe, atunci merg. Da, urcă, dar atunci când se eliberează de aici, din 3D, ajung în 4D-ul Pământului, da? Și de acolo încep să migreze. Da. Ok. Am aflat un lucru interesant. Bine, 438 de experiențe. Hai să ne uităm acum la parametrii. Și de aceea văd că inclusiv partea cu alcoolul nu afectează atât de tare, pentru că e un obicei. E un consum. Se consumă de mult, da, adus vița de vie și astea băuturile. Da, și este ceva natural pentru suflet. Face de ce parte îl din tolerează pământ. De bine? Da, și de aceea nu devine agresiv, nu părăsește corpul și nu intră alte entități, pentru că este un suflet al acestui 3D, acestui pământ. Sufletele care devin agresive sunt suflete care nu prea înțeleg. Personalitățile devin agresive. Da, Consum pentru alcool. Că sufletul iese din corp, pentru că nu suportă această vibrație. Și între entitățile. Exact. Dar un suflet crescut din această vibrație îl suportă. Da, și atunci mai nu, bine. pentru ele e natural, nu simt, nu devin agresive, nu fac Pentru că nu intră scandaluri, nu entități, intră de-aia nu devin alte, agresive. exact, rămâne conștiința lui. Da. Deci nu pleacă din corp, Nu rămân pleacă. Conștiente. Și de-aia nu își pierd filmul sau ceva. Adică să facă lucruri, să spună și pe urmă să nu și le mai emitească. Da, Lor da, când, pentru că lor nu părăsește corp. Când li se rupe filmul, dorm și gata. Da. Deci se rupe filmul că ador. Nu Da. Că fac lucruri pe care nu și le mai amintesc. Da, foarte bine. Ziceam, are dezvoltați parametrii la corpurile lui? Corp energetic? Corp emoțional, sexual și mental? Da, are destul de ok, da. Da? Emoțional îl văd la 84, sexual la 85-86 și mental la 81-91, asta oscilează. Foarte bun. Da. Parametri. Da. E gata să părăsească Pământul, să o ia către alte planete, da? Oarecum, da. Da, dar asta va trebui să o facă cu o conștientizare maximă ca să nu se mai lase dus și condus de astfel de entități pe alte planete, pe planetele pe unde ei conduc. Da, înțeles asta, de aceea spune că se lasă condus de inimă, nu de logică și rațiune, și de aceea învăța să își schimbe, să-și impună voința să schimbe unele scenarii de viață. Dar totodată le acceptă ca să poată să învețe din ele și să poată să facă aceste experiențe, să-și crească conștientizarea. Și de aceea le acceptă. Când toate contractele alea le mai vrea, care le-a făcut până acum cu entitățile, de când experimentează ca și conștiință individuală din spiritul Pământului? Atâta timp cât informația rămâne și tot ce Păi a învățat din în... experiențe, nu. Nu, păi doar... și unde rămâne informația? Că el nu are supra-suflet. El nu are... Nu contează, are energia lui proprie, are câmpurile lui, are sufletul lui. Sufletul lui deja e dezvoltat, este o conștiință individualizată. Nu are nevoie să trimite neapărat către o conștiință mai înaltă, ci pur și simplu să o păstreze. Are și spiritul, că el bucata lui are și spirit, spiritul aia Pământului. Care s-a desprins din spiritul Pământului, aia este și spiritul lui, care apoi a dezvoltat sufletul din experiență. Da. Bine, deci trece în spiritul informația, da? Da. Atunci să cheme să-i vină toate contractele care le-a făcut, acord, înțelegeri, promisiuni, permisiuni, cu toate ființele. Pe la consilii de încarnare, prin afara lor, individuale, în corpuri fizice sau în afara corpurilor fizice, peste tot, pe toate liniile temporale, adevărate sau false, în afara timpului, tot să-i vin. Da. Vin toate. Să le ardă
Leartele, disolvele, decrează complet. Să cheme să vină și toate contractele, înțelegeri, promisiuni, legăminte, jurăminte care le-a făcut cu orice suflet cu care a avut experiența, a co-creat, pe care l-a întâlnit. Pe Da. toată linia experiențială. Cu absolut toate sufletele întâlnite aici pe pământ. Anulează, disolvă, decrează orice acțiune, orice energie adunată, acumulată și depozitată, spune, adică înregistrată. Toate le anulează, le decrează complet. Da. Acum să deschidă un portal sau mai multe pe vibrația fiecăreia sau un portal de vibrație mai înaltă și să trimită toate entitățile. Da. Le trimite pe portal. Da, deschis portal și toate ființele le bagă pe acel portal. Acum să facă niște sfere informaționale, așa cum, uite, am făcut eu, noi, când i-am dat. Da. Și pune tot ceea ce știe, ce are ca experiență, ce i-am dat și noi. Și identice și, le face. Da, pune și iubirea lui și trimite la toate sufletele pe care le-a întâlnit. Le spune că le iubește, că dizolvă orice karmă cu soția, copiii, părinții, rude din viața da, aceasta, din toate dizolvă tot viețile. Ce le-a fost impus, creat sau autocreat, inconștient de ei, da. Și le anulează, dizolvă, decrează complet, le dă sfere informaționale și se declară liber și pe ei declară liber. Foarte bine. Și acum, Ela, i-a trimis și pe ăștia contractele cu Mantida, cu ce avea în sfera energetică, lui? Da, da. Doi îngeri, da? Nu mai are nimica. Nu. Hai să se umfle din interior în afară cu cea mai înaltă vibrație care poate să o dezvolte și să ardă toate implicările care le-am văzut. Da, arde, dizolvă complet. Toate implanturile le ars, toate locurile unde au existat implanturi sunt umplute cu lumină și iubire pură. E cea mai înaltă vibrație care curăță, purifică amprente, reziduri, urme, energii stagnante, blocate, curăță, purifică toate corpurile energetice, mental, emoțional, sexual, de programe, idei, gânduri, traume, amintiri, stări. Toate aceste frici de orice fel, neîmpliniri, tristeți, toate sunt arse, dizolvate, decreate și peste tot pune energie care vindecă, regenerează, care echilibrează și armonizează toate celulele, organele, sistemele, funcțiile lor, iar în corpul energetic pune voință, curaj, determinare, încredere de sine, iubire de sine, un filtru al iubirii prin care să se facă perfect înțeles, o comunicare clară și concisă, prin care să filtreze tot ce vine spre el ca energie, informație, vibrație, claritate mentală, discernământ, conștientizare, cunoaștere, răbdare, înțelegere, canalul abundenței, prosperității, dreptății, adevărului, sănătății, bucuriei, fericirii. Îl curăță, îl purifică, îl tapetează, îl argește și lasă să curgă peste el și peste toată familia lui. Și acum echilibrează toate corpurile, mental, emoțional, energetic și energetic sexual. Echilibrează și armonizează. Cum este acum sufletul, Ela? Ah, degajat, spune. Da? Eliberat de contracte, de entități, de cărăuși. Așa. Și se simte degajat. Da. Eu vrea să răspundă la câteva întrebări care le avem aici. Sigur, spune, da. Prima întrebare, de ce nu se poate îngrășa? Am văzut că nu vreau îngerii, da? Să se simtă puternic, să se simtă... Lucrurile se vor schimba acum. Pentru că
acel implant de pe stomac și intestine s-a eliminat, s-a dizolvat și acum poate să asimileze energie, putere, hrană. Da. Da, se întărească. Se transformă total când consumă alcool. Se îmbată și crede că e ceva normal. Ia. Păi a văzut asta pentru am că văzut. Din educație, din ce a văzut, și astfel entitățile își luau parte lor de hrană. Bine, acum ce schimb aici? Sau ce pune și eu ancora împotriva alcoolului, astfel încât hai să, să nu-i mai placă gust, miros, să vină rău, greață, să fie incontrolabil această repulsie, această respingere totală de gust, de miros și stare. Da. Stare în rea care să nu-i mai permită să, să bea. Foarte bine. În februarie a avut accident de mașină, am văzut, a scăpat ca prin urechile acului, cine și-a băgat coada, îngeri, da? Da. Nu știe să-și pună limită între muncă și odihnă, mereu fuge la muncă și nu-și dă timp să se odihnească. Asta era puntea cu acea viață, cu, da? Da. Care o făcea. De aici am plecat. Are tendința să învinovățească pe cei din jur pentru nereușitele lui. E, aici cu acest scor mental, 84, și totuși? Era indus aceste gânduri, idei, avea implant și la cap. Da. Și aici se hrănea luxul. Uh-huh. Am înțeles. Deci luxul făcea, da, manevre. Bine. Primăria ne-a dat un loc, un loc de casă. Acum vrea să ne-l ia. Suntem în proces de judecată cu ei. În energetic are vreo legătură cu asta? Adică, asta e situația. Au construit și casă pe locul ăla. Va câștiga procesul. Sunt entitățile lui care făceau... Nu lăsa de, să fie prea, demersuri, să bucure prea mult. Exact, ce ne-a spus, da? De să încurce planurile lui proprii, ce scenariile proprii, pentru că deja putea să facă acest lucru și a intervenit adiacent prin alții. Dar fără câștig de cauză, ei vor câștiga, pentru că au dreptate. Au, acum nu știu cum o fi justiția și pe acolo. Este, a nimerit bine, le va da dreptate, da. Bine. Acum 2 ani, soția ne scrie, l-am convins să revenim acasă din Spania. Uneori îmi dă de înțeles că și-ar fi dorit să rămână acolo. Unde e locul lui? Adică... Îi place acolo pentru că văd că a avut multe vieți în acea zonă. Da. Se simte familiar, se simte acasă. Uh-huh. Dar poate să mai facă unele... cum se spun, concedii, excursii sau chiar, nu știu. Ce concedii să mai fac? Ela, că tot ce câștigă aici, în Republica Moldova, momentan, îi ajută să-și ducă existența, da? Momentan. Da. Văd perioade de 2-3 luni în care ei mai pot pleca și el își satisface această bucurie. Da, 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 să-și găsească acolo, de lucru. Contracte. Și atunci el își satisface această plăcere de a sta acolo, da. Da, dar casa lor văd că va fi în Moldova. Bine. Vrea să-și trateze relația cu mama și cu fratele și tatăl. Am rezolvat karmele, da? Aveau karme, relații karmatice? Aveam, cu toți. Mai făcuse experiențe cu mama, cu bineînțeles, cu toți. Cu mama 5-7, cu tata 42, cu multe. Fratele 13, văd. Cu soția? Cu soția 29. Dar uite că el a ales-o să iubeste sau iubi ca suflete. Da. Da? I-a fost schimbat de foarte multe pur și simplu contractul. Da, i-a fost de foarte multe ori parteneră de viață și s-au înțeles foarte bine tot timpul. Ea mereu a fost un sprijin pentru el. A fost un suflet care l-a ajutat mereu să tot crească și să înțeleagă lucruri. Și a ales-o și în această viață pentru că din nou îl ajută să crească, să înțeleagă lucruri, îl sprijină, e mult, mult mai conștientă, mult mai lucidă și îl înțelege bine. Okay. Dar și explică lucruri și da. Pentru asta copii e fericit. S-a mai întâlnit?
El? Cu cel mic, nu. E un suflet nou, cel mic. Dar nu a avut multă experiență pe pământ. El, cu cel mare, da, 14. Ce activitate îi poate aduce beneficii de toate felurile? Adică, nu. Ce abilități ar mai Ceea avea? ce face... Am văzut că... Și mai văd... E bine. De fapt, cred că asta și face. Adică nu doar sudor, ci inclusiv pe ornamente de fier forjat. Ceea ce sunt foarte frumoase și căutate. Garduri, porți, Da, da. Urși și ornamente de tot Bine, felul. O intra în meseria. Balustrade de tot felul. Intră în ceea ce el face, da. Da. E foarte bine. Astea sunt întrebările, Ela. Acum... Și chiar ar putea să-și facă o astfel de activitate privată. Păi oricum lucrează privat, da? Da, dar să dezvolte asta. Adică cu partea de fier forjat. Depinde cât de dezvoltată, ce cerere este în Moldova, da? Păi De timpul liber astea. când are de lucru poate să facă astfel de lucrări și încet încet se va face cunoscut cu acest lucru și poate să aibă cerere clientele. Da, ok. Acum, sufletelul, cum se simte? Eliberat, n-are sine, ușor. N-avem unde să se ducă, o să mergem direct în sursa primordială a creației, ca să-și facă acolo, da? Și număr de la 1 la 3 și mergem acolo, la 1, 2, 3. Aici să caute matricea cu care a fost creată, ca primă conștiință, da? Să o suprapună peste matricea lui de experimentare și corectează codurile. Au fost schimbate, modificate. Să-și facă declarația de suveranitate, uite, să activeze programul, să spună, suscitare, apoi să... Da. Da. Să are ADN regresiv, nu mai așa, nu mai folosim termenul ăsta, ADN provenit din procese de hibridare de la entitățile cu care a co-creat, s-a luat ADN? Da, 4%. Bine, îl dizolvă, îl decrează complet și îl reconstruiește cu ajutorul matricei originale. Foarte bine. Experiența asta, sunt linia experiențială, obține asta, care a făcut-o, 4D-ul pământului și 3D-ul pământului? Vrea să o țină, pentru că e prima lui linie. Da, vreau să țin. Ok. Să-și facă sferă de materializare pe care o aici o face, din sursa primordială a creației, cu iubirea și lumina ei. Aici își trimite obiective, proiecte, idei care le susține mental, emoțional, energetic și cu acțiune din fizic până când le aduce în manifestare. Ne uităm și noi la sferele noastre, la le concentrăm cu lumina și iubirea sursei primordială a creației. Și număr de la 1 la 3 și venim aici și acum. Fiecare prin canalul lui de abundență benefică pe care îl curăță, purifică, lărgește. 1, 2, 3. Tăiem orice legătură cu oricine și orice. Tot ce am auzit, ce am văzut, ce am investigat prin această sesiune. Să-și anuleze de creeze toate ritualurile de orice fel care au fost făcute, care le-a făcut altora sau la care a participat. Da. Să-și facă sfere generaționale și le trimite pe toți arborii genealogici pe unde s-a încarnat și ne uităm la acest arbore genealogic. Arde, aceste sfere ard toate programele nebenefice care i s-au transmis de la strămoși către el și ne uităm pe acest arbore din partea mamei și din partea tatei. Da, pe partea mamei merge până la a 8-a generație, pe partea tatălui până la 12-a. Foarte bine. Da? Și acum, sfere în trimis. Dăm cu bombe, cu lumină și iubire în casele noastre, în mașini, peste tot, fiecare ce are surse de venit. Da, locuri de muncă, joburi, locuri firme. De muncă, joburi, firme.
totul se umple cu lumină și iubire pură de cea mai Să se uite în casă că calitate. ei locuiesc, să dea și la casa făcută, acolo unde trebuiau să se mute și în casa unde locuiesc aici cu socrii și cu, adică părinții lui și fratele. Că nu prea sunt mulțumiți, apar discuții aici. Da, peste tot, peste tot. Sunt, văd portaluri deschise, se închid, se sigilează. Dizolvă toți egregorii de gânduri, vorbe, fapte, acțiuni. Se dizolvă toate energiile, vibrațiile stagnante, blocate, hologramele, amprentele energetice de peste tot, iar entitățile sunt absorbite pe portalul de lumină pură. În ambele case au fost portaluri deschise. Da. Și s-au închis, s-au sigilat. Foarte bine. Acum, mulțumim sufletelului pentru această călătorie. Opresc aici înregistrarea.